Vă rog să-mi spuneți cum, cum s-a întâmplat. Maica mi-a rămas blocată în casă. Dar asta nu ne interesează pe noi. Are 85 de ani și m-a sunat să mă duc că a rămas blocată în casă, nu poate ieși. M-am dus la Gârdani să deblochez, de acolo vin acum. Și am, chiar atunci când m-a sunat, am pus mâncarea pe foc la, să le pregătesc la câini de mâncare. Și nu, m-am speriat că ce s-a întâmplat cu maica mea, că să mă duc să o deblochez din cu rămas ea la blocată. Și când deblocam ea, acolo m-a sunat că arde ceva aici. Am venit rapid de la Gârdani acum, am, pe drum ne-am să aminte că am uitat mâncarea cu hrana pentru câini, o fost paragaș și s-a prins. Și ați verificat locuința? Sunt pagube mari? Nu, nu e pagubă, nu e nimic. Practic e aragazul stinsă și totul e și frumos. Aș vrea să vă mai întreb o treabă legat de ce spun vecinii. Da. Lumea zice că adună tot felul de mizerii și domnul, aici. Eu, de exemplu, uitați și mașina aia de spălat de acolo, eu vreau să fac un generator de făcut curent. Poate știți că am făcut mai multe invenții și mașina știu, care merge cu apă. Din mașina aia de spălat, am avut 5 mașini aici, vreau să fac un generator care să genereze curent. Deci, lumea normal că nu știe de ce am adunat mașinile alea de spălat. Fiecare mașină de spălat are în ea un motor electric care, dacă pui anumite legături, acolo se poate face generator electric. Orice, de exemplu, dintr-un aspirator, uitați, acolo am două aspiratoare, am mai multe, nu două. Am cumpărat de pe piață mai multe aspiratoare, fiecare aspirator are motor electric. Orice motor electric poate fi făcut ca să meargă generator, să fie independent energetic. Am făcut și aici, le-am demonstrat, au fost acum vreo două luni de zile, din două motoare de mașini de spălat. Domnule, asta nu-i subiectul. Eu am pus întrebarea asta. Deci ne-am strâns aici pentru altceva, nu pentru că ce invenții faci. Aici s-a întâmplat, putea să se întâmple o nenorocire. Păi eu ce v-am spus? Am vorbit cu domnul Călăuz legat de treaba cu incendiu, deci, după care am pus întrebarea de ce. Să spune, bine, dacă doamna, nu faci curățenie, da, doamna, și nu degajezi, bine, Ovidie, o să vezi. Cum ai fost? Da. Deci nu se ceartă nimeni, trebuie să înțelegi că lucrurile astea nu sunt normale. Că putea să se întâmple ceva grav, doamne, că faci invenții, și dumneata ai mamă, nu? Și eu am mamă. Da, maică mi-a rămas blocată, bine, acum ai blocată înțeles, și acum. Dar nu subiectul, nu-i ăla. Asta e subiectul, subiectul a fost că o fumă înăuntru. Te-am da? Înțeles, da. Dar mizeriile dacă astea mă suna cineva, n-au nicio legătură, marge de aceea. Fută-te, sunt chetru. Mergi. Să te fută. Da. Nu cine te sunte. Bun, hai că n-ai vreo să vorbim. Domnul Călăuz, eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, deci... Eu vă spui, dacă vine nu se... Dacă întind eu să vină, nu se face, ăsta facem... Da, doamne, bine. Bine, o învite. Bine. Deci... Uite ce trebuie să mă duc să pui la curaj. Că i-ai dat niște picioare de nici Hristos nu l-a mai aflat. Eu am înțeles. Sunt oameni care nu iubesc nici animale, văd că nu e o problemă asta. Eu iubesc foarte mult câinii, am avut 7 căței, 6 i-am dat la cine iubesc animale să aibă grijă de ei. 2 am trimis în București, 2 am dus eu până în Suceava, unul l-am dus în Negreștoaș, unul l-am mai ținut că nu am vrut să las pe mama singură, adică femeia. Am înțeles. Da. Deci referitor la cele ce spun vecinii, normal că... Ei nu știu că ce vreau să fac. Și credeți că ei nu vă înțeleg? Nu înțeleg, normal că nu înțeleg. Mulți nu înțeleg. De ce am adunat mașini de spălat? La mine fiecare mașină de spălat e un motor electric care din el pot să fac un generator electric. Am făcut din două mașini de spălat, am făcut un generator electric care merge independent. Deci nu mai trebuie curent nimic. Până la 2 kW scoate un motor de la o mașină de spălat. Am oprit.